Astăzi este sâmbătă 25 mai 2013 și mă aflu în orașul Corabia din județul Olt, la sediul Colombodromului Internațional din localitate. Stau de vorbă cu managerul și proprietarul acestui colombodrom, domnul Florin Cristuina. Vă salut, domnul Cristuina. Bună ziua, bine ați venit. Bine v-am găsit și pentru început vă rog să îmi permiteți să vă felicit, sincer, la modul cel mai sincer, pentru efortul deosebit la care v-ați angajat. E un proiect deosebit, într-adevăr, și cantitativ și calitativ foarte mare, cu mari resurse, atât umane cât și financiare. Vă este greu? Nu pot să zic că este ușor, este... Dar vă place foarte mult ce faceți, bănuiesc, nu? Da, ne place și tocmai de asta, datorită acestui lucru ne ușurăm munca. La ediția din acest an, a treia, dacă nu greșesc, știu că sunteți lideri detașați ai colombodromelor din România în ceea ce privește seriozitatea, pasiunea, abnegația și nu în ultimul rând numericul porumbeilor. A strâns aproape 2000 de porumbei. Un record în România, dacă nu greșesc. Da, din câte știu, până acum în România nimeni nu a strâns mai mult de 1000 de porumbei. Cred că nici în sud-estul Europei nu a reușit nimeni acest lucru, dar felicitările sper să le primesc și la sfârșit. Adică să iasă totul bine, depunem foarte mult efort. Suntem 4 băieți care ne ocupăm intens de porumbei, de colombodrom. De... Câte ore stați pe zi? Foarte mult, cred. Aproape toată ziua. Da. Începând cu ora 7 până seara târziu. Puțin mai devreme trebuie să recunoaștem pentru vizitatorii site-ului nostru. Am realizat câteva filmări complexe, atât în interior cât și în exterior. Puțin mai devreme am asistat și la un zbor excelent al puilor afară. Am constatat cu plăcere că puii sunt foarte sănătoși. Zboară de plăcere, s-au ridicat în înaltul slăvilor, e adevărat? Da, majoritatea zboară, mai sunt ultimele serii pe care le-am primit, încă nu zboară, dar cred că în 2 săptămâni o să fie un stol foarte mare în aer. Exact. Deja ați văzut că cerul deasupra corabiei s-a întunecat, nu? S-a întunecat, da. Anul acesta am triplat numărul de locuri. Și capacitatea a crescut foarte mult. Da. Avem undeva la 2100 de locuri. Porumbeii deocamdată sunt foarte bine și sper să o ținem tot așa. În limitele normale, adică mici probleme sunt peste tot, dar limitele normale. Nu, este foarte bine, trebuie să recunosc, foarte bine, pentru că vă îngrijiți foarte mult de ei, le acordați foarte mult timp, am văzut atenție. Da. Perioada de colectare, dacă nu greșesc, care a fost, domnul Florin? 15 martie, 15 mai, a terminat, dar pe 22 mai ne-am afișat un inventar. Au ieșit lipsă la inventar, dacă pot spune așa, e absolut normal. 66 de porumbei, un procent de 3,5%. Eu zic foarte bine, pentru că orice crescător care încearcă în propria crescătorie să învețe 100 de pui, imposibil pierde să nu cel pierdă puțin 50, da. 3 sau da, atât cât am pierdut noi. Datorită acestui inventar, noi primim pui până la 31 mai, adică crescătorii lipsă vor completa numărul de porumbei pierduți. Și mai avem câțiva crescători care au scos mai târziu, au pui mai mici, nu? Ca un fapt divers ne puteți spune, domnul Florin, la armata asta de porumbei care la dumneavoastră, o armată tare disciplinată, trebuie să recunosc. Câtă hrană le acordați zilnic? Păi, cred că în jur de 80 de kilograme de hrană. 80 de kilograme, nu? Da. Formată din mai multe feluri de semințe. Da, ați văzut hrana mai devreme. Exact, am fotografiat-o și am și filmat-o. Despre premiile din acest an, ce ne puteți spune? Știu că le-ați mai suplimentat? Sunt la fel de consistente? Da, față de anul trecut sunt mai mari. Locul 1, 10.000 de lei. Am suplimentat fondul de premiere cu noi categorii. Am hotărât să înființăm categoria AS Crescător, unde câștigătorul ia 250 de euro sau 1.000 de lei. AS Crescător înseamnă crescătorul cu cei mai buni 2 porumbei clasați în finală.
Laureat crescător. Laureat crescător este crescătorul care clasează cei mai mulți porumbei în finală, minim 3. Dacă sunt mai mulți crescători la egalitate, se ia crescătorul cu cel mai bun porumbel clasat în finală și tot așa câștigă 250 de euro sau 1000 de lei. Premiem până la locul 40. Dacă nu greșesc, ați întocmit și un clasament pe țări? Da, în clasamente naționale pentru țările care au minim 12 echipe, adică 96 de porumbei. Și anul acesta sunt câteva țări, România în primul rând, bineînțeles, Bulgaria, Germania, Grecia și Italia, care vor avea clasamente naționale. Celelalte țări, Spania, Republica Moldova, nu întrunesc numărul de porumbei. Condițiile, da. Da. Semifinala și finala? Când vor fi? Planul de zbor rămâne la fel, pentru că eu zic e unul foarte bun. Semifinala, deci finala sigur va fi pe 31 august, semifinala cu o săptămână înainte. În câteva zile vom publica și planul de zbor cu datele efective, da. Și antrenamentele, planul de antrenamente. În primul rând vom face cât mai multe antrenamente scurte. Și... Aveți mașina noastră de transport, am înțeles, da? Da. Avem mașina de transport, okay. Capacitate de 2500 de porumbei. Și acum ultima întrebare, dacă sunteți amabil. Spuneți-mi, cum ați reușit într-un timp relativ scurt, de numai 3 ani, că aceasta e a treia ediție, să vă capacitați atâția columbofili, să vi apropiați? Pentru că, într-adevăr, ca să aveți mulți participanți, vă trebuie și o relație bună cu crescătorii, să aibă încredere în dumneavoastră, în cele ce faceți aici. Cum ați reușit? Da, păi, în primul rând, eu zic că se întâmplă acest lucru datorită faptului că am avut două ediții destul de bune. A doua chiar foarte bună, cu niște sosiri extraordinare la Drăbani, la care nici eu nu visam. Chiar și eu am rămas surprins. Și am văzut că aveți crescători din ce în ce mai, din mai multe țări, deci da, de la an la an numărul țărilor care participă. Avem din Bulgaria 300 și ceva de porumbei, surprinzător. Italia, Grecia, foarte bine. Serbia, am înțeles că aveți și de la Serbia. Și Serbia avem, da. Deci sunt 12 țări participante. Da. Știu, probabil zic că oamenii au fost mulțumiți. Când ești mulțumit, te recomand și prietenului, exact, colegului. Exact. Și... porumbei sunt foarte bine îngrijiți, vă felicit încă o dată. Da, mulțumesc. Știu că lansările le faceți de la locul respectiv, cu lansator, dacă nu greșesc. Da, cu lansator. Am avut lansator la fiecare etapă. La semifinală a fost domnul Agache de la Bârlad. La final a fost domnul Caba de la Drăbani, la recomandarea domnului Pughiuc, care dumnealui nu a putut să participe având probleme personale în ziua respectivă. La Ploiești a fost domnul Băgiu Iulian. Da. Oameni serioși. Da, a fost. Transparență maximă, seriozitate și multă, multă muncă. Vă mulțumesc, domnul Florin, și vă felicit sincer pentru, încă o dată, pentru efortul pe care îl depuneți în slujba sportului columbofil românesc. Cu stimă. Mulțumesc.